Despre premierul Victor Ponta, Băsescu a spus: nu are nicio treabă cu responsabilitatea pentru țară. Joană o are, cu credibilitatea externă, Joană o are. Între cei trei, opțiunea mea este Mircea Joană, indiscutabil, a mai declarat Traian Băsescu. Despre Crin Antonescu, președintele a spus că acesta este în aceeași găleată cu Victor Ponta. Este partea unei lovituri de stat pe care nu o șterge nimeni cu buretele, a susținut șeful statului, arătând că acesta arăta lipsă de respect pentru statul de drept când a dorit să schimbe președintele din funcție, doar pentru că nu mai avea aceeași susținere în sondaje. Totuși, întrebat pe cine ar vota între Crin Antonescu și Victor Ponta, președintele Băsescu a spus: până la urmă, scrâșnind din dinți, îl votez pe Crin Antonescu.